și mi-a luat și schizit aici, e cu foarte frumos. Na, iubește-o. Aaa, mă lua, ia rece, aulă, aulă. Da, tot te iubesc. Și aulă, încă că pe ceva. Bine, pentru chinu. Salutare, guys, și bine v-am regăsit la un nou clip super blană, pentru că astăzi filmăm al doilea daily vlog de la mare. Este vineri, este undeva ceasul 2, matinal ca de obicei. Astăzi vrem să mergem la plajă, vrem să mergem în satul de vacanță. Ne plimbăm, avem foarte, foarte multe activități de făcut și o să ne fie cam greu să cărăm camera după noi și să avem și grijă după ea, dar o să ne facem de dragul vostru, pentru că știm că vă plac daily vlogurile și vorbesc la plural, pentru că în spatele camerei, ghiciți cine se află? Se află nimeni altcineva decât iubirea mea cea mai frumoasă din lume. Uitați-vă și voi la ea, uitați-vă și voi la ea, este absolut splendidă. Și dacă eu cu fața asta de brontozaur nu merit un like, iubita mea! Ba, nu meriți. Și ai fost matinal. Îmi place să fac mișto de mine, de ce? Pentru că ne-am trezit la 6, am fost la micul dejun. Și da, după am venit în cameră și m-am culcat și ne-am trezit acum și trebuie să mergem la prânz. Adică nu prea am făcut activități din cauza că cineva s-a uitat la serial azi noapte. Cineva murea de somn și cineva, hai încă unul, hai încă unul, iubire, că nu mai pot, m-am prins rău serialul ăsta. Mie nu mi-au plăcut serialele niciodată, dar de când am descoperit un serial pe Netflix, deci îl ador, ne uităm. Deci e absolut genial. Și el nu prea se uită la filme și la seriale și cu ăsta m-a terorizat. Îmi pare rău că nu am pornit daily vlogul de dimineață, dar am fost cam somnoroși. Și acum invita a votat să mergem la plajă, vrea să mergem la plajă să ne bronzăm, da. Așa că priviți ce ne așteaptă, guys. Marea ne cheamă la ea. Ne așteaptă. Să mergem toți pe plajă. Frumusețea asta de priveliște. Acolo este piscina unde o să mergem și o să filmăm și un challenge cu iubita pentru canalul pentru ei de YouTube. Yes. Încă nu știm ce o să filmăm, dar o să știm în curând. Și acolo este marea. Ne este cam frică de riscul de a se fura camera la plajă. Și în satul de vacanță ne este frică de riscul de a pierde camera când ne dăm în ciocan sau când ne dăm în alte nebune. Pentru că o să mergem și în satul de vacanță în seara asta. Exact, chiar merg. Și vă luăm cu noi. Vă luăm cu noi. Hai, să mergem la masă, că mi-e foame. Așa că acum o să plecăm. Prima oprire este masa. Masa este până la ora 3, așa că o să trebuiască să ne grăbim să o oprim, pentru că deja ora 2. După ce mâncăm, o să hotărâm dacă mergem la plajă sau la piscină. Cred că prima dată la piscină, pentru că o să vrem să facem un challenge pentru canalul meu de YouTube. Încă nu știm ce, dar o să ne gândim. Și după cred că la plajă. Exact. Și după, de vacanță. Și după mâncăm și după, nu știu, vedem. Și după, și după, și după foarte multe chestii. Așa Yay! Că haideți să mai alungim cu vorba și să mergem la masă. Înainte de a începe totul și toată nebunia, vreau să vă anunț de cea mai tare platformă de gaming unde jocurile se pot juca online. Da, ați auzit bine, jocurile gen GTA 5, CSGO, Fortnite, Minecraft și absolut toate jocurile pe care înainte le descărcați în calculatorul vostru ca să le puteți juca, acum se pot juca online. Și mai mult decât atât, dacă nu dispuneți de orice calculator, puteți să vă jucați jocurile direct de pe telefonul vostru mobil. Așa că intrați pe www.boosteroid.com și jucați-vă cele mai noi jocuri și cele mai tari jocuri. Link în descriere. Gata, guys, ne-am luat și de mâncărică, mi-am luat niște cartofi cu niște cărniță și iar cărniță, că eu sunt mort după cărniță, de fapt bine, astea sunt niște ficăciori, cu o ciorbiță de văcuță, iar iubita și-a luat niște cartofiori, niște... Cartofi cu salată, mai mult o să mănânc. Cartofi cu salată, nu? Nebunia mea. Desert, niște înghețată cu niște prăjituri foarte, foarte cute. Și pepen. Exact, și pepen. Păi să știți că e mâncare destul, destul de bună, noi ne-am luat un all inclusiv, pentru că e mult mai chin să te duci, să cauți terase, să mănânci, să așa, așa, mai bine avem mâncare direct aici jos la hotel, coborăm, mâncăm, e foarte, foarte easy. Nu, no, ne place mai mult așa. Iau, mănânc și iubita face live. O să apăreți în daily vlog. Cele peste 1200 de persoane. Ai 1200 de persoane pe live? Tocmai am intrat. Și bă, dubișoarii mai sunt activi și picanții și nebunii. Nebunie maxim. Iubita tocmai ce a postat o poză nouă și face live pe Instagram și după ce terminăm de mâncat o să mergem la piscină, vreau să filmăm challenge-ul pentru iubita. Tocmai am găsit ce challenge să filmăm, o să filmăm cine greșește, e aruncat în apă. Cine greșește e aruncat în piscină și o să fim îmbrăcați ca să fie mult, mult, mult mai fun, ca așa dacă suntem în costume de baie, e ceva normal și vrem să fie ceva mai anormal, ceva mai diferit, ceva mai special. Că iubita să aibă un vlog special, pentru că ea este special.
După ce terminăm de filmat challenge-ul, o să mergem și puțin la plajă. Eu o să vreau să stau mai la soare să mă mai bronzez un pic, că nu prea m-am bronzat. Și după o să revenim la hotel, o să mâncăm cina și după o să mergem în parcul de distracții să ne dăm în toate coțomediile posibile și imposibile, pentru că vrem să ne distrăm, că de-aia am venit în concert. Ok, guys, și tocmai ce am făcut cadrul pentru vlogul iubitei. Așa va începe vlogul iubitei, pe care îl postează mâine. Mâine, da. Mâine, la o oră de dimineață, așa că în caz... 10:30. Deci în caz că vedeți vlogul ăsta, trebuie să mergeți pe canalul iubitei să vedeți vlogul neapărat, că o să iasă bombă. Deja mi-e frică, eu sunt îmbrăcat în haine normal și trebuie să mă arunc în piscină, deci o să fie crimă. Sper să nu mai bată vântul, așa că și cu microfon extern și fără totul s-audă. Asta e, numai că asta este, hai să dăm drumul la vlogul iubitei. Guys, suntem la filmările clipului pentru iubita și uitați-vă și voi cât de udă e. Fratele vostru e mai uscat, așa? Da, iubita este extrem de udă, este foarte, foarte udă. Nu mai. Fratele vostru e uscat, că fratele vostru știe întrebările, știe răspunsurile. Na, iubește-o. Aolo, e rece, aolo, aolo. Da, tot te iubesc, chiar dacă este udă. Ești pregătită, iubire, pentru următoarea întrebare? Nu mai, sunt pregătită de nimic. Gata, guys, tocmai aceea te-am virat de filmat clipul iubitei. Care ne-a cam luat ceva, dar a meritat așteptarea și a meritat și udarea. Pentru că ne-am udat, ne-am făcut fleașcă cu hainele pe noi, am fost îmbrăcați că ne-am aruncat în piscină de atâtea ori. Acum ce să facem? Mergem la plăjiță cu ubita. I-a luat colăcelul. Am luat colăcel din ăsta cu sclipici. Asta mi-a plăcut mie. Și asta i-a plăcut ei. Și acum mergem în apă. O să vedem cum o să facem cu camera. S-o punem undeva. Și o să vreau să o iau și în apă un pic, să ne filmăm un pic în apă. Dar să vedem până unde intrăm, că sincer chiar nu aș vrea să o aud, că este singura și unica cameră pe care o am. Bine, mai are iubita una, dar nu o avem la noi, în primul rând, dacă vreți să mai filmăm ceva. Și în al doilea rând, ne place mai mult asta cum filmează, pentru că la cealaltă trebuie să învăț, să fac niște colorizări și da. Asta, pac, da, ai filmat, ai plecat și direct, știți? Gata, guys, am ajuns la plajă, suntem pe plajă cu porumbelul, cu sărică, cu de-astea. Tocmai ce vrem, abia am ajuns, vrem să ne băgăm direct în apă, pentru că nu știu de ce, dar mi se pare că apa din mare este mult mai caldă decât apa de la piscină. Acum am ajuns, trebuie să ne luăm șezlongurile, trebuie să ne pună salteluță pe șezlong aici, pentru unde ne-am luat noi șezlong. Și după cred că o să intrăm mare, nu, iubita? Da, abia mamă, aștept... ce cum îmi stă părul, nebunie. Da, dar și nouă, da, pă da, seama da, că... Da, și nouă, dar tu cu cine mai ești iubire? Gen, și mie... Și mie și nouă, adică... Și mie și nouă și a toată lumea. Gata, guys, ne-a pus salteluță pe șezlong, acum suntem pregătiți. Ne-am desprecat și o să mergem în apiță, pentru că suntem foarte, foarte nerăbdători. O să vrem să mergem și un pic cu salteluța sau cu banana, o să vedem, nu știm sigur. Dar vă ținem la curent și nu știu dacă o să iau camera, pentru că nu e waterproof și GoPro nu am la mine și să vedem cum o să facem. Nu știu dacă mă aud în momentul ăsta, pentru că este extrem de mult vânt. Mai suflă și ăla cu vaporul. Acum vrem să intrăm puțin tele în apă, o să iau și camera cu mine ca să intrăm puțin în apă. Ne bălăcim un pic, facem niște sărituri și după o să duc camera înapoi și noi ne vedem de bălăceală. Pentru că din câte am spus, nu am cameră subacvatică și cu telefonul mi-e frică să intru chiar dacă e waterproof. Intrăm cu doamna Colăcel, toată lumea, în comentarii, hashtag doamna Colăcel! Din câte puteți observa, mi-a luat și un sprijet aici, în spatele meu, așa... Să meargă cu piscina mea, iubire, camera sus! Și o piscina aici, se numește Marea Neagră. Este camera sus. Vrei să ții camera, iubire? Dacă nu mă credeți că este schizit, nu o să urc un pic și pe el. Deci mi-a luat și schizit aici, este foarte frumos. Este de nota 10, am dat 10 miliarde de mii de euro pe el. Nu știu dacă m-a avut. Iubire, ține camera că s-ar putea să se rupă. Și este un schizit extrem de bun. Merge și pe uscat dacă te chinui un pic. Ce mică de apa! Uite, sunt valuri extrem de mari. Și aolo, am încălcat pe ceva. Bine, vezi rechinul. Potolește-te, măi. Vine un rechin, vine un rechin, eu fug să mor. Iubire. Potolește-te, iubire, cu glumele astea. Vrei să ne dai banana, iubire? Guys, tocmai ce am fost cu salteaua în larg. Ne-am schimbat, am zis să mergem cu salteaua în loc de banană. Mamă, și a fost genial, deci ne-a tras așa de tare încât mă doare capul, mi-a amestecat creierii. Pentru că tipul ne-a și recunoscut și am avut parte de o aventură genială, ne-a dus în larg, era să ajungem la turci. Și ne-a tras foarte, foarte tare, pe lângă că sunt valuri mari și le-ați văzut cât de mari sunt.
Ne-a dus până larg unde sunt valurile. Și am văzut valurile foarte mari și a fost super mișto. Nu mai simt mâinile de cât de strâns țineam. Și l-auzeam doar pentru eu că făcea așa. Yo, bi, ra, doar așa s-a auzea asta, ca tot ce îmi spunea. Pentru că săream pe valuri de aia, de aia. A fost genial. Da. Și ceva să vă mai spunem este că cred că ați văzut cadrul cu schigetul de mai devreme. Schigetul nu este al meu. Glumesc. Pentru cei care nu înțeleg gluma, nu, schigetul nu este al meu, este al băieților cu salteaua. Și am făcut asta doar pentru glumă, doar ca o glumă, da? Just joking. Just joking. Iubita nu-și mai ținte degetele, nu-și mai simte picioarele asta. Pentru e că trebuie păr, să te ții, frate. Ca să vă dați seama cât de mișto a fost, uitați-vă la păr. La părul meu nu mai deci stă exact cum stătea. Venea apa mereu în fața noastră fost și genial. De oricum ne rotea, ne dădea. Deci foarte mișto. Recomand. Este fix plaja Elite Beach din Mamaia și cei băieții cu saldeaua sunt fix aici. Dacă vedeți plaja vlogul, Elite mai ales tu cel care ne-ai dat, s-ai fost super tare. Bombă. Le-a și acum vrem să luăm pe prințesa Colăceli, să mergem în apă, să mai mergem un pic, să ne mai bălăcim și după mergem la hotel. La cină. Ok, guys, tocmai și ne-am întors de la plajă. E întuneric afară. Stați liniștiți, nu, doar s-a ascuns un pic soarele de noi, că e rușine. Uite-l aici în față, nu vrea să apară pe vlog, stați voi liniștiți. S-a rușinat. Guys, după ce am fost la plajă, ne-am gândit foarte, foarte, foarte tare să ajungem în camera de hotel, să facem niște dușuri, să ne parfumation, să ne aranjăm. Din astea să ne aranjăm ca să ajungem la cină, pentru că cine era la ora 9, maxim? Da. La cine era la ora 9. Unde am fost la cină, am mâncat foarte, foarte puțin pentru că noi așteptam o pizza, ne-am comandat niște pizza pentru că voiam să mâncăm pizza și să ne uităm pe balcon la serial. Am schimbat planurile, nu mai vrem să mergem în sat de vacanță, vrem să ne relaxăm, am zis că suntem în concediu, vrem să ne odinim mai devreme ca mâine să ne trezim dimineața să mergem la plajă, așa că am zis hai să ne comandăm o pizza, hai să nu mâncăm mult la cină, aveam poftă așa de o pizza și de o relaxare și de un serial, mai ales eu de serial, că sunt o nebună de pe serialul ăsta. Doamne, cum se numește iubirea mea, ca să le spun oamenilor? Dorința întunecată. Dorința întunecată este serialul meu preferat după Toy Boy. După Toy Boy, deci care vreți să vă uitați la seriale frumoase. Cred că sunt la egalitate. Bine, Toy Boy și Dorința întunecată. Deci sunt bombă rău de tot. Iar în momentul ăsta, tocmai cine a ajuns pizza, trebuie să ne punem pe balcon să ne uităm la serial și la tot planul, să facem tot planul pe care vi l-am spus. Ne-am gândit să mai vorbim și noi cu voi, să vă spunem lucrurile astea. Pe balcon, pentru că vedem și piscina și plaja și ne simțim așa. Da, o să vă arăt acum relaxare. O priveliște. O să vă arăt acum nu o cred că o să se vadă. Nu? Crezi tu? O să încerc să vă arăt o priveliște de seară. Și voiam să ne luăm și noi rămas bun, voiam să vă spunem că cam atât și cu acest vlog și dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul de like, dacă mai vreți daily vloguri din astea în care să vă arătăm tot ce putem din ceea ce facem noi zilnic. Nu uitați să rupeți butonul de like, să ne susțineți cu un share, să lăsați un comentariu și vor mai veni mai multe daily vloguri de genul acesta sau cine știe, poate și mai tari. Acum depinde de numărul de like-uri care se vor strânge. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram Antonio Pican și Bibi, de fapt Bibi oficial și Antonio Pican, atenție. Să-i dați mare follow pentru că merită. Noi am fost Antonio Pican și Bibi și până la viitoare v-am pupat. Pa! Pa!